Of, lui lume dragă. se vezi până pe teranii. Dar nu chiar ghiduș, nu era ghiduș. Mai scurt, știți că am pus filmul ăla că... Deși frații de pistinistru, că noște, nu știu, frați, dar se ești. Dar frații de pisprut, care nu ni frați, niți frați. Și acolo pe Facebook, dacă sunt mama fraților și surorilor de pisprut, s-au găsit acolo vreo doi cu comentarii colorate. Pe una am vecluțit-o eu repede, acolo că eu am spus că eu am un frat și o soră, dar a doua, tot așa, că eu sunt român și frații de pisprut, suntem frați, dacă mai ales dacă ai pașaport român, tu ești român și tot îți frați. Și să zic că îi pun o întrebare. Doamne, de dacă un român are dublă cetățenie sau triplă, de exemplu, franceză sau italiană, a românul și el a de pisprut, dar el și e frate cu francezul, e frate cu italianul. Deci că da, pentru că el acolo trăiește, are cetățenie, el trăiește în Italia sau în Franța, vorbește în limba franceză, muncește acolo. Înseamnă că el e frate cu francezul și cu italianul. Și așa și mă gândesc și o întreb. După logica dumneavoastră, dragă sore, dacă un zoofil buhnește o capră, e automat se transformă în femeie. Și noi căprișii trebuie să-i facem buletin și zagran. să pe dar nu mai lucrează și grești franceză și da mai frate cu franceză și cu italianul. Dar vinul dacă bucnești o capră. Apoi și o relație mai apropiată, înseamnă că ta, capra trebuie de... să dai jurământul, să dăm buletin și și să o trimitem la Israel la lucru. Ori la Italia. <laughs> Săraca s-a văclicit, s-a blocat, ori șters comentariile și s-a ascuns. Că așa mai luăm, drag.